găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Zilele acestea suntem încurajați să stăm acasă. Să stăm acasă alături de copiii noștri, alături de familia noastră. Și mă întreb cum aș putea să-i spun eu fiului meu de 8 ani, rămâi acasă, nu mai interacționa cu alți copii, pentru că este posibil să te îmbolnăvești. De aceea, astăzi mi-am propus să discutăm cu Roxandra Ion, care este specializată în psihopedagogie specială și logopedie, cu o experiență de peste 19 ani și care și ea la rândul ei este mamă a unui băiat de 3 ani și a unui băiat de 13 ani. Sunt Simona Nicolaescu și sper să avem răspunsuri cât mai utile, astfel încât să ne facem viața cât mai ușoară. Bine ați venit la emisiunea În căutarea stării de bine. Și bine ai venit, Roxandra, alături de noi și îți mulțumesc că ai fost deschisă să discutăm despre un subiect atât de important, atât de delicat, unde practic niciunul dintre noi nu am avut experiență până acum, poate că nu știm cel mai bine cum să-l tratăm, dar poate că este bine să ne dăm seama și să fim conștienți că anumite lucruri pe care le spunem copiilor noștri o să aibă impact, o să aibă impact în starea lor emoțională. Și ultimul lucru pe care ne-l dorim ca și părinți este să avem copii anxioși, copii care sunt într-o panică continuă. Și mă întreb ce s-a întâmplat, de exemplu, poate în familia ta în ultima perioadă, ce s-a întâmplat în cadrul sesiunilor pe care tu le-ai avut împreună cu copiii, cu preșcolarii. Bine v-am găsit. Da, din păcate, acest virus, această pandemie ne ocupă cam tot spațiul, atât emoțional cât și personal, dar nu trebuie să uităm copiii. Copiii sunt cei mai expuși și vulnerabili nu neapărat pandemiei, cât informațiilor venite din toate părțile, venite nu tocmai pe înțelesul lor și atunci datoria noastră ca părinți, ca pedagogi, ca psihologi, trebuie să le explicăm. Să le explicăm pe înțelesul lor, să le explicăm sincer ce se întâmplă, dar mai cu seamă să ne aplecăm la întrebările lor, fără a încerca să mușamalizăm anumite reacții sau mai grav să îi speriem. Am avut, din păcate, copii care mi-au spus în orele dezvoltare personală, de când a început toată comunicarea aceasta, au fost întrebări de genul: ce o să facem, o să murim? Am auzit la televizor că dacă nu ne spălăm pe mâini o să ne îmbolnăvim de coronavirus. Ce este acela? De ce facem asta? Dar bunicii mor mai repede? Unde se duc? Toate aceste întrebări au fost clar alimentate de undeva. Copiii au auzit din medii online, din medii TV, din discuțiile cu adulții sau discuțiile între adulți la care ei au luat parte mai mult sau mai puțin intenționat. De aceea ar trebui să ne aplecăm la nivelul lor, să le explicăm ce înseamnă. Într-adevăr, este o boală, este un virus, microb, depinde ce cuvinte au însușite copiii, însă nu să-i aducem în pragul de panică, în pragul de anxietate. Fără să vrem, putem crea niște traume. Deci, practic, în momentul de față, este ca și când, din punctul meu de vedere, așa cum resimt eu, dacă l-ai lăsat pe copil în fața televizorului să urmărească toate știrile, e ca și când l-ai pune în fața unui film de groază, unde știm de regulă că nu este recomandat până la o anumită vârstă ca un copil să se uite la aceste filme de groază. Și noi, practic, ca și adulți, ar trebui să filtrăm ce informații ajung la copii, pentru că altfel vin în contact cu foarte multe știri, cu foarte multe imagini negative. Este datoria noastră ca părinte să filtrăm aceste informații. Îi spunem real ce se întâmplă, însă un copil nu trebuie bombardat cu: uite, au mai apărut nu știu câte cazuri, sunt nu știu câți morți, s-au izolat 1000 de familii. Toate chestiile astea nu sunt de spus copiilor. Nu trebuie neapărat să-i protejăm. Oricum există o adevărată industrie de hiperprotejare a copiilor, să nu-i supărăm, să nu le spunem nu la nimic, însă toate lucrurile astea trebuie să degenereze într-o discuție liberă, care până la urmă ar trebui nu neapărat că e pandemie, dar spălatul pe mâini, faptul că trebuie să sufle nasul corect și să arunce șervețelul la coșul de gunoi,
să strănute, nu știu, un cot. Astea ar trebui să fie lucruri pe care un părinte și chiar și un cadru educațional să îi le spună copilului, nu neapărat în această perioadă. Astea ar fi trebuit să fie discuții din totdeauna. Dar chiar eu am asistat la o discuție între un părinte și un copil, pentru că copilul, să zicem, undeva la 5 ani, la 6 ani, până în 7-8 ani, dacă nu este obișnuit să se spele de fiecare dată pe mâini, părintele, pentru că este cumva într-o fază de disperare și să se asigure că copilul și-a toate măsurile necesare și că se spală, ajunge să-i spună efectiv, poți să și mori, poți să iei boala aceasta, dar el cumva are o intenție bună, însă nu înțelege că toate aceste mesaje asociate o să aibă efecte negative asupra copiilor și o să înceapă să-și pună întrebări dintr-o dată destul de apăsătoare și de ce nu efectiv în capul lui poate să se creeze un scenariu că toată lumea în jurul lui o să moară, că poate el o să moară, deși realitatea lângă mine nu moare nimeni în momentul de față. Da, și mulți părinți, exact cum ai spus, o spun pe un ton, nu agresiv, dar un ton panicat. Spală-te pe mâini, te-ai spălat pe mâini când ai venit de la școală. Lucruri pe care poate până atunci părintele nu le-a spus niciodată. Și atunci, automat, copilul o resimte ca o presiune, ca pe ceva nu foarte safe, la fel și statul în casă, această izolare. Un copil nu trebuie să o perceapă ca pe o pedeapsă. Nu mai ai voie să ieși cu prietenii că te îmbolnăvești. Nu. Trebuie doar să ne protejăm și cu atât mai mult trebuie să ne creăm un mediu în care pe copil să-l ajutăm. Poate, cum i-a zis un copilaș, doamne, a vrut să stăm mai mult cu familia, să ne jucăm mai mult în casă. Nu trebuie resimțită ca pedeapsă, nu trebuie resimțită ca o restricție care nu va mai fi niciodată ridicată. Ne putem juca, putem să ne regăsim și să ne redescoperim copilul din noi și deși poate ne apasă părțile financiare, mulți părinți se gândesc ce o să fac, poate îmi pierd serviciu, dacă e privat poate nu o să-mi dea banii sau poate o să închidă jobul respectiv. Ar trebui puțin lăsate deoparte lucrurile astea și a plecat mai mult asupra copiilor, măcar o anumită perioadă din timp. Iar toate lucrurile financiare, toate fricile noastre ca adulți, să fie la noi, să fie la adulți, nu transmise copiilor. Da, deci practic părinții ar trebui să aibă grijă în perioada aceasta să nu le expună pe copil la toate gândurile negative vis-a-vis și toate scenariile care ar putea să se întâmple în următoarea perioadă, pentru că altfel tendința este suntem împreună, suntem 3, 4, 5 cât suntem în familie și uităm că e copilul lângă noi, el asistă la discuțiile dintre adulți și cumva începe să preia din problemele familiei, din grijile familiei și până la o anumită vârstă, nu îmi dau seama până la cât, până la 14 ani, până la 16 ani, nu ar trebui să îi lăsăm pe copii să fie atât de implicați în aceste subiecte. Putem, într-adevăr, dacă copilul începe că eu vreau o jucărie, vreau ceva anume, să îi explicăm că este o perioadă în care e nevoie să limităm bugetul la lucrurile strict necesare, cum ar fi mâncarea, întreținerea sau... Da, și partea de mâncare s-a creat o adevărată isterie, să-i spunem. Toți să ia mult mai multă mâncare acasă, automat le transmite copiilor starea de teamă și apar întrebări și dacă nu o să mai fie mâncare și o terminăm pe asta, ce facem? Mm-hmm. Ar trebui să ne preocupăm, la fel cum ne preocupă grija de sănătatea lor și faptul că trebuie să-i ținem în casă, deși din păcate în ultimele zile parcurile au fost pline de copii, de bunici mai ales, condițiile în care știm că bătrânii sunt mult mai expuși riscului, ar trebui să ne preocupe și sănătatea lor emoțională, sănătatea lor mentală, pentru că în momentul în care un copil este sănătos fizic, însă are diverse frici, își creează prieteni imaginari în perioada aceasta. Unii poate cumva se apropie de Dumnezeu și am auzit copii care spuneau îngerașul meu mai mult decât de obicei. Dar pe lângă toate astea își creează prieteni imaginari în care această izolare poate să ducă, pentru că el este obișnuit să relaționeze. Un copil în mediul lui
comunică, își exprimă mult mai liber decât acasă ceea ce simte, verbalizează cu toți colegii, face ceea ce știe cel mai bine, să se joace. Și atunci noi ca părinți ar trebui să facem lucrul ăsta, să ne jucăm cu ei acasă și să le creăm totuși mediul lor emoțional cu care sunt obișnuiți, să nu simtă izolarea ca pe ceva pe care trebuie să o facă obligat și trebuie să o facă de frică. Acum copiii mai mari cred că vor avea tendința să petreacă mai mult timp în fața televizorului, să petreacă mai mult timp pe calculator, pe telefon, jucându-se. Și poate că și pentru părinți cumva este mai ușor, pentru că nu suntem obișnuiți ca părinți, pentru că nu aveam înainte timp, acum o să avem mult mai mult timp alături de familie. Aș vrea să reamintim oamenilor care sunt pericolele atunci când copilul petrece mult prea mult timp în fața ecranelor. Din păcate, acesta este un subiect destul de delicat, care până să apară această pandemie a fost intens discutat, inclusiv pe partea de Digimanie. Trebuie să găsim un echilibru. S-a demonstrat, neuropsihologia a demonstrat că un copil creativ poate să-și trăiască propriile motive, propriile dorințe. Stând în fața gadgeturilor, online sau offline, creierul practic se lenevește. Și atunci, la fel ca un culturist care se duce la sală și trage de fiare, cum zic adolescenții, își dezvoltă corpul, la fel și creierul nostru, atunci când îl punem în fața acțiunilor, când citim, când descoperim diverse informații, și el crește. Lăsându-l în fața gadgeturilor, nu vom face decât să-l lenevim, să-l lăsăm aplatizat la un nivel în care copilul nu va fi conștient de pericole, dar își va crea o lume ireală în care va crede că totul e posibil, inclusiv, mă lupt eu cu virusul și ia, nu știu, lingura, să nu zic alte arme albe, și începe să lovească. Și atunci ar trebui să, într-adevăr, timpul petrecut de către copil în fața unui laptop, telefon, calculator, este cumva un respiro pentru unii părinți. E obositor, într-adevăr. Sunt părinți care se duc de dimineața până după amiaza, până mai târziu la job. Copiii sunt la grădiniță, sunt la școală, sunt într-un mediu organizat și atunci nu știu exact ce înseamnă oboseala de a sta cu un copil 24/24. La un moment dat au nevoie de un respiro. Cel mai la îndemână, ia telefonul și joacă-te. Ar trebui foarte, foarte mult în perioada aceasta să controlăm ce face un copil. În școli se vehiculează partea asta de predare online. Automat copilul spune clar, eu stau la calculator că îmi predă doamna ceva. Din punctul meu de vedere, este ok pentru a nu rămâne în urmă, cel puțin la mediile școlare. Da. Dar la grădiniță ar fi ideal să se facă anumite activități de scurtă durată prezentate pe online și după aceea lăsați copiii cu părinții să facă acea activitate. Părintele nu trebuie să se predea, vor avea grijă educatoarele, învățătoarele. Părintele trebuie doar să se joace și să-l redirecționeze pe copil, astfel încât ceea ce va face să nu îi se pară o corvoadă. Așa, acum am teme, acum sunt în vacanță. Cel puțin cei mari așa percep această mini-vacanță. Însă va trebui foarte, foarte mult să nu neglijăm partea socială și faptul că atunci când îi lăsăm în fața televizorului sau în fața calculatorului, trebuie să avem grijă ce anume face, ce anume vede. Până la un punct, tehnologia ne ajută, putem învăța, ne putem documenta. Însă în momentul în care copilul își petrece 2, 4, 8 ore, din păcate, pe jocuri care nu îl ajută în viața reală de nicio culoare, atunci ar trebui să ne punem un semn de întrebare. Iar copiii până în vârsta de 2-3 ani ar trebui total ținuți departe de aceste gadgeturi. Asta era următoarea întrebare pe care vreau să o pun. Se știe cam cât ar trebui să-i lăsăm pe copii în fața monitoarelor în funcție de vârstă? Se cunoaște acest aspect? Sunt făcute diverse studii, dar cert este că până în 24 de luni un copil nu ar trebui să aibă absolut deloc acces,
creierului, corpului este în formare și atunci ne trezim la cabinet cu diverse mămici care vin copilul diagnosticat cu autism virtual, cu desincronizare senzorială. Copilul trebuie să învețe să se cunoască pe el, să cunoască mediul înconjurător, fără a sta ațintit cu ochișorii în calculator. Poți să-mi spui mai multe despre autismul acesta despre care vorbești? Adică cum se manifestă? Cum poate să-și dea seama un părinte că copilul ajunge în faza aceasta? În primul rând, reacționează exact ca în autismul tipic. Contact vizual foarte slab, interacțiune foarte slabă. Sunt copii care mănâncă doar la televizor sau cu un telefon în mână. Partea de cunoaștere este destul de micuță. Am întâlnit copii de 2-3 ani care mi-au venit la cabinet și nu știau că ei au doi ochișori, că au un năsuc, că mânuțele lor poate să facă și alte lucruri decât a butona telefonul. Într-adevăr, pe un telefon erau experți, aveau o dexteritate înfricoșătoare chiar, însă în momentul în care ne-am jucat, pensa lui digitală nu mai era atât de bună. Sunt copii care efectiv ajung să trăiască în acel mediu, iar în momentul în care li se oprește telefonul, apar frustrări, apar nervi, apar acele crize ale copiilor, pentru că nu știu cum să reacționeze în mediul real. Să zicem că am făcut această greșeală ca și părinți și i-am lăsat o vreme cu telefonul în mână. Cum putem să-i dezobișnuim? Dacă vorbim de aceștia foarte mici care într-adevăr au aceste crize și părintele este deja panicat și nu-și dorește să aibă astfel de reacții și atunci îi pune înapoi în brațe televizorul, telefonul. Cum putem să-i dezobișnuim? Din păcate, ca și limbajul, până nu ajunge copilul să vadă, să conștientizeze importanța cuvintelor, de exemplu, nu va vorbi niciodată. În cazul în care un copil diagnosticat cu autism virtual nu este atât de grav, adică este undeva pe o scară de la 1 la 10, mai la început, se poate acasă foarte ușor, implicându-l în acțiuni, implicându-l în activități și, într-adevăr, restricționându-i accesul, chiar dacă o săptămână, două, posibil să fie destul de vocal copilul, lăsăm la o parte ce zice vecinul, ce zice lumea, ce nu. Redescoperiți copilul din el, puneți-l să fie el și să simtă totul. Sunt diverse jocuri tactile pe care se pot face astfel încât copilul să se descopere pe el, să descopere mediul, iar în cazul în care s-a ajuns la un nivel destul de avansat, le recomand din suflet să facă terapie. Poate de scurtă durată, dar neefectuată de un specialist sau lăsat așa, lasă că o să-i treacă, se va ajunge la situații mult mai grave. Deci ideea este să încurajăm pe copiii noștri să exploreze prin intermediul tuturor simțurilor, prin văz, prin auz, prin tactil, lumea în care trăim. Și în felul acesta vor fi mult mai conectați în relaționare, mult mai conectați la nivel personal. Revenind la perioada aceasta prin care trecem, mi-ar plăcea să știu așa câteva sugestii, cum să le explicăm pe înțelesul lor ce se întâmplă de fapt. Concret, ce am putea să le spunem? Depinde acum și de vârsta copilului, depinde de jobul avut de părinți. Adică unui medic clar îi va fi mult mai ușor să explice din punct de vedere medical. Hai să luăm copiii, nu știu, până în șase ani. Preșcolarilor, cum ar fi indicat să le spunem? În primul rând, vă spun din experiență ce am făcut cu cel mic de 3 ani. În primul rând, prin joacă. I-am explicat ce se întâmplă. El știa de partea de microbi, pentru că își desena anumite fișe au avut și la grădiniță despre cum ne periem corect dinții și atunci pe dințișori a desenat niște microbi pe care el trebuia să-i perie cu ceva, să-i șteargă. Și atunci am profitat de partea asta de desen până a explicat și acest lucru. Într-adevăr, până în 4 ani nu neapărat coronavirusul e cel, ci statul acasă. De ce nu mă duc la prietenii mei? De ce nu mă duc la grădii? De ce nu ies în parc? E soare. De ce să stau în casă? Și atunci, prin joacă, prin
prin a-i ține cât mai mult ocupați cu ceva ce le face plăcere, le explicăm că afară poate să fie oameni bolnavi pe care medicii îi tratează, trebuie să avem încredere în specialiști și pe copii niciodată nu trebuie să-i lăsăm cu ideea sunt oameni bolnavi afară care or să moară și dacă te duci și tu o să te îmbolnăvești și mai rău. Nu, sunt oameni care au fost bolnavi, au răcit pentru că toți copiii răcesc și știu ce înseamnă o răceală, au răcit și medicii îi tratează. Părinții care nu știu toate informațiile sau nu știu exact cum să le explice, poate să intre și pe site-urile Ministerului Sănătății sau pe Inspectoratul de Sănătate Publică, unde dânșii au actualizat destul de mult informațiile și poate să spicuiască anumite contexte astfel încât să le adapteze copiilor. Până la urmă, cred eu că nu ar trebui să facem așa o mare tragedie în cadrul familiei, să le spunem că sunt lucruri pe care, în mod normal, ca și igienă, din punct de vedere al igienei, ar trebui să le respectăm în orice perioadă a vieții, pentru că microbi oricum o să fie tot timpul. Și da, cred că, fix ce spuneai și tu, este mai delicată partea aceasta în care noi suntem invitați să fim izolați și aici să-i ținem cumva ocupați, oferindu-le de fapt ceea ce au nevoie, acea interacțiune. Pentru că dacă noi ca și părinți o să fim mult prea preocupați de propriile gânduri, preocupați de lucrurile care se întâmplă la serviciu, stăm pe laptop, rezolvăm alte probleme și îl ignorăm pe el complet, atunci o să resimtă foarte puternic emoțional această perioadă. Și atunci e nevoie să suplinim interacționând și jucându-ne cu ei. Ce facem cu școlarii care ei își deschid și singur televizorul, își deschid laptopul și văd informația în mod direct? Cum procedăm cu ei? Ce le spunem? Cum procedăm cu ei? Din păcate, copiii mai mari care sunt preocupați de toată isteria aceasta, tot din cauza adulților din jur, într-adevăr, își culeg singuri informații, nu tocmai cele recomandate. Vorbesc între ei, băiețelul cel mare are grup de WhatsApp și vorbește cu colegii ce o să se întâmple, ce o să facem. Încearcă ei să găsească tot felul de metode, chiar se preocupau cum să găsească modalități de a confecționa măști de protecție, pentru că nu mai sunt pe piață, sau un vaccin, ceva, o idee de vaccin. Însă și lor, ca și celor mici, trebuie să le ținem timp ocupat. Și sunt atâtea jocuri de motricitate, de logică. Putem foarte, foarte ușor să jucăm un șah cu ei, un remi, astfel încât timpul lor să fie îndreptat către ceva recreativ. Ceva care să le distragă atenția și gândurile lor negre, astfel încât să perceapă toate lucrurile astea ca pe ceva, impropriu spus, firesc, dar ceva ce se întâmplă, ceva ce trebuie să trecem pozitiv prin el, astfel încât să ajungă în momentul în care revenim la viața normală, să nu trimitem în școală copii nervoși, copii cu diverse angoase, copii cu frici sau mai rău copii care sunt nervoși pe alți copii care au auzit că nu știu, tatăl cuiva a făcut coronavirus sau bunicul nu știu cui a adus din Italia, acum e partea cu români întorși din diaspora, a adus această boală. Și atunci poate să existe la nivelul copiilor de 14-18 ani această reacție, nevoie și reacție de a găsi un vinovat, de a găsi pe cineva care a făcut ceva și din cauza ta am stat eu acasă sau din cauza ta cineva, bunica, bunicul. Da, chiar și eu m-am confruntat cu astfel de situație și acum câteva săptămâni eram în Spania cu fiul meu care are 8 ani, deși eu la vremea respectivă nu discutam cu el despre lucrurile acelea și aici într-adevăr este o problemă, pentru că dacă tu ca și părinte nu discuți, el prinde de aici, de acolo, informații și le procesează. Și m-am trezit într-un parc din Spania că vine o femeie, o asiatică la mine, foarte bulversată, foarte supărată, pentru că fiul meu i-a adresat cuvântul tu ești coronavirus.
Și mi-am dat seama cât de ușor putem să punem etichete și copiii, cât de repede trag niște concluzii și pot să-i afecteze emoțional la rândul lor pe alții. De aceea e foarte important, într-adevăr, ce mesaje le transmitem acum, pentru că nu știm la ce reacție ajungem în viitor. Și chiar am auzit copii spunând îi urăsc pe chinezi. Ceea ce nu ar trebui să apară într-o societate în care suntem multiculturali, acceptăm, mai ales în mediul corporatist, întâlnești toate tipurile de oameni, toate națiile posibile și ne dorim ca copiii noștri să trăiască într-o lume în care îi acceptă pe cei din jurul lor. Asta ține de noi, exact cum vă spuneam, partea aceasta de rasism, dar mai degrabă m-aș îndrepta către partea de bullying. Pentru că în mediul copiilor cam asta se întâmplă acum. Lăsând la o parte toată pandemia și toate bolile care sunt acum, partea aceasta de bullying e o realitate destul de cruntă a zilelor noastre. Copiii nu mai știu să respecte și nu mai știu să se respecte, iar o mică sămânță din aceasta, dacă este aruncată și uite bunicul lui sau tatălui a făcut, atunci acel copil, pe lângă faptul că va fi etichetat, va fi efectiv agresat verbal și emoțional, ajungând fie să retragă el din grupul social, fie acei copii să-l respingă din practic. Exact. Și atunci trebuie să ne gândim, ok, în acest moment coronavirusul este cel mai important. Dar ca părinți avem datoria să ne gândim ce se va întâmpla după ce se va termina acest... Și dacă noi le plantăm acum niște idei de genul nu este în regulă să interacționezi cu alții, nu este ok să ieși afară, nu e ok să mergi în spații publice, fără să limităm în timp, să spunem pentru moment o lună, maxim două luni, nu știm exact cât se va întâmpla se vor întâmpla toate aceste evenimente, atunci vom crea această barieră între copil și lumea exterioară, care lumea exterioară, în teoretic, ar trebui să fie o lume bună. Exact. Trebuie, în primul rând, pe lângă faptul că trebuie să le explicăm că toată această izolare este, să sperăm, de scurtă durată sau cu o limită de timp, pe lângă toate astea ar trebui să generalizăm și să le spunem că nu doar noi stăm în casă, nu doar grădinița la care ești stă în casă, ci toată lumea, și cei din afară, și cei din România, toți încercăm să ne protejăm și să scăpăm de acest virus, nu neapărat că a venit să ne omoare, cum mi-a zis un copil, ci pur și simplu s-a întâmplat să fie, nu este vina nimănui acum, sau cel puțin nu la nivelul de înțelegere al copiilor. Nu putem să spunem exact cum spuneai, am avut copii care mi-au zis că le-a spus bunica, bunicul, vecinul sau cei care stau și savurează foarte mult partea de TV, le-a spus din cauza chinezilor ălora. O să ajungem la partea rasială, iar copilul niciodată nu va percepe ca general această formă a chinezilor ălora sau poate a un anumit chinez, ci pur și simplu pe cel care îl va vedea în fața lui, acel chinez va fi etichetat ca omul negru. Și o să fie bau-bau și o să apară tot felul de frici, poate, nu știu, ca adult, jobul duce în China. Da. Și se va răscoli tot acest sentiment de ură pe care îl va strânge și atunci o să rateze niște oportunități din cauza fricilor interioare. Și practic programelor pe care noi le plantăm în acest moment. Asta îmi aduce aminte de un alt lucru, acela în care noi nu suntem obișnuiți să ne conectăm noi la propriile emoții și ce să mai vorbim că tocmai această perioadă este o perioadă în care ar trebui și o invitație să ne conectăm la ceea ce simțim noi ca părinți și în primul rând ce simt copiii noștri și atunci e o oportunitate să începem să discutăm despre ceea ce simt ei. Pentru că dacă vorbim cu ei despre lucrurile acestea, dincolo de activitățile pe care le putem face, dincolo de a le umple acest timp, cred
că o bună bucată din zi am putea să o petrecem discutând despre ceea ce simți cu privire la asta, ce simți legat de moarte, pentru că până la urmă moartea, virusii, microbii vor fi întotdeauna, adică e o chestie firească, se întâmplă zi de zi. Și mai degrabă să discutăm despre temele acestea, unele dintre ele chiar existențiale, și să trăim viața într-un mod așa, în care acceptăm, într-o acceptare a ceea ce o să vină când o să vină. Nu să trăim în panica că s-ar putea să se întâmple. Din păcate, lucrurile astea iar le facem cumva cu o forțare de mână. Se întâmplă acum ceva și atunci le explicăm. Partea de emoții ar trebui discutată cu copiii încă de la naștere, încă din pântec. Mama ar trebui să-și exprime emoțiile, vrea să danseze, să danseze, vrea să cânte, să cânte, vrea să țipe, să țipe. De multe ori noi ne reprimăm anumite emoții și anumite sentimente sau acțiuni date de aceste emoții, fie din cauza părții sociale, și mă apuc acum să dansez și o să zic că nu știu cine, fie pur și simplu pentru că stima noastră de sine este atât de joasă și atât de neechilibrată încât spunem nu o să putem. Asta poate să fie din cauza copilăriei și atunci automat revenim la partea de părinte, că avem datoria nu doar de a-l ține sănătos și mâncat și spălat, ci trebuie să-l ținem în primul rând echilibrat emoțional. Iar cel și cel mai important pe partea de emoții, cel puțin în perioada aceasta, ar trebui efectiv să-i facem să simtă și să vibreze pozitiv, nu cu toate negativismele. Și chiar dacă se va întâmpla, noi am creat în centru niște povești terapeutice pentru că am avut copii care au venit în terapie în urma morții unui părinte, unui bunic, și au trăit adevărate traume pentru că i-au fost duși efectiv pe tot drumul mortului și au fost expuși unor traume nu tocmai plăcute, fie din cauza emoțională simțindu-i lipsa părintelui, chiar dacă nu știe decât atât că a murit. Și atunci am creat diverse povești pe care le facem prin terapie prin arte combinate, în care le spunem că întotdeauna sunt vegheați de niște steluțe și sunt copii. Am avut feedback de la părinți care într-o seară de vară un băiețel chiar a zis că stătea și privea stelele, era nedormit de vreo 3-4 nopți pentru că adormea plângând și a zis că bunica lui e steaua cea mai strălucitoare și e o chestie firească, ne naștem, trăim și murim. Nu trebuie nici să ne sperie partea de moarte, nici să le insuflăm copiilor, o să murim, o să moară bunica ta, o să moară nu știu cine. E o despărțire. Mi-a plăcut foarte mult metafora aceasta cu steluțele care veghează și da, de ce nu uneori când trecem în neființă ne putem imagina că cei dragi sunt undeva acolo pe cer și veghează asupra noastră. Că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, asta nu mai contează. Important este ca copiii să vadă lucrurile astea ca ceva firesc, fix cum spuneai. Deci, dacă ar fi să concluzionăm, ce ar trebui noi să facem în această perioadă ca și părinți? Să ne jucăm. Mult. Mult să ne jucăm cu copiii noștri. Știu că ne apasă foarte multe alte griji în spate, însă, nu știu, 10% din timpul nostru ar fi indicat să ne jucăm, atât pentru copii cât și pentru noi. Până la urmă și noi avem nevoie de o pauză și de o relaxare și cel mai firesc lucru din toate timpurile este jocul. Învățăm să respirăm, să ne și relaxăm. Exact. Și ar mai fi de adăugat ce mi-ai spus tu la început, să le vorbim despre igienă, așa cum ar fi trebuit de fapt să le spunem și în trecut, nu să exagerăm mai mult decât este cazul, să le vorbim despre virus și microbi, așa cum se întâmplă în general, nu doar în aceste momente, și să le vorbim într-adevăr despre teme acestea, din acestea mai delicate, despre moarte. Și să rămână conectați și la ceea ce simt și să vorbească despre emoțiile. Trebuie întotdeauna să vorbească deschis, iar partea de igienă pentru copiii până în 5 ani la fel se poate transforma în joc, nu neapărat ca pe ceva obligatoriu,
ci sunt atât de multe jocuri și părinții, dacă se lasă liberi și își lasă liberă imaginația, pot crea atât de multe jocuri frumoase, de la bulele de săpun pe care le pot face cu mânuțele, până la tot felul de activități, să-și preieze cum e cu spir, cu desinfectant, primul degețel și învățăm indexul. Să-și preieze cel mai mic degețel și învățăm degetul mic. Adică se pot crea diverse jocuri astfel încât copilul să nu simtă presiunea aceea, spalte pe mâini. Te-ai spălat? Ai fost la baie? Te-ai spălat pe mâini? Nu. Mergeți împreună, că până la urmă și adulților ne trebuie acest spălat pe mâini și puteți face diverse lucruri pe care un copil le-ar percepe ca pe ceva drăguț, ceva funny, și cu atât mai mult creierul este obișnuit ca în momentul în care ceva îi face plăcere să rămână întipărit acolo. Dacă această perioadă cu virusul, Doamne ajută, va trece, să sperăm repede, dacă copilul a fost obligat în această perioadă, spalte pe mâini, spalte pe mâini, în momentul în care se va opri partea cu pandemia, va opri și acest spălat pe mâini. Sau poate să ajungă în partea cealaltă obsesivă și atunci o să ajungă în terapie. Da, deci de aceea e nevoie. Dar jucându-ne, făcându-i plăcere partea asta, cumva îi se va părea că este ceva ceea ce trebuie, ceva ce e din el, și atunci își va menține acest obicei sănătos. Mulțumim mult de tot, Roxandra. Cu tot drag. Și te mai așteptăm la emisiune. Cu drag. Sănătate.